Bun găsit! Bucurie la toți cei mari și cei mici! Îți plac aventurile, nu-i așa? Cred că deja știi multe povești de tot felul, despre pirați, prințese și tot felul de eroi. Dar aventurile noastre din povestea lui Dumnezeu sunt speciale. Știi de ce? Pentru că ele se petrec într-o lume care a existat cu adevărat. Așadar, azi vom porni în aventură cu Sfânta Scriptură. Va fi o aventură de neuitat. Dar ce este Sfânta Scriptură? Este o carte care face parte din povestea lui Dumnezeu. Ea se mai numește și Biblie. Uite cum stau lucrurile. Să știi că Sfânta Scriptură nu este o carte oarecare. Ea ne vorbește despre Dumnezeu și de cât de mult ne iubește El. Cuprinde istorisiri, scrisori, psalmi care ne transmit o mare poveste. Toate acestea au fost adunate și puse într-o singură carte. Dar știi ce e uimitor? Tot ce scrie în Sfânta Scriptură este adevărat. Și cum arată această carte? Această carte are două părți importante. Prima parte a Sfintei Scripturi se numește Vechiul Testament. Aici ni se vorbește despre cum a creat Dumnezeu întreaga lume, dar și despre oameni speciali care au trăit în trecut. Acei oameni au primit multe semne de la Dumnezeu și se străduiau să fie buni, dar tot făceau greșeli. Însă Dumnezeu le-a promis că va trimite pe cineva, un rege, un mântuitor care nu va greși deloc și le va arăta cine este Dumnezeu. Iar a doua parte? A doua parte se numește Noul Testament. Începe cu 4 cărți despre Fiul lui Dumnezeu. Și știi de ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este regele mult așteptat, care a trăit o viață fără greșeală. El a povestit oamenilor despre Dumnezeu și le-a arătat cum să fie ca El. Apoi, acest rege minunat a murit pe cruce pentru greșelile tuturor. Însă s-a întâmplat cel mai mare miracol din toate timpurile. Îți spun care este. El a înviat. Acesta a fost un lucru atât de minunat încât oamenii s-au hotărât să scrie despre Isus și să-L urmeze. Și cu cât mai mulți erau oamenii care îl urmau, cu atât mai multe scrieri au apărut despre el. Astăzi, această carte este citită de mulți oameni, pentru că ceea ce a fost adevărat cu mult timp în urmă, este adevărat și astăzi. Dumnezeu este același, ne iubește și e mereu bun. Iar atunci când noi citim Sfânta Scriptură, învățăm cine este Dumnezeu și învățăm să facem ceea ce este bine. Deci, ce spui? Păi, am înțeles că Biblia e o carte despre Dumnezeu. Vechiul Testament este despre poporul lui Dumnezeu din trecut. Noul Testament este despre Isus, noul rege și cei care l-au urmat, dar mai ales că și azi putem învăța despre Dumnezeu. Pot să-L urmeze și eu pe Iisus? Sigur! Vino cu mine în următoarea aventură și vei afla cum.